Un copac a căzut, doamnelor și domnilor, peste un autobuz și linia de tramvai în zona Piața Presei din capitală. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp, când capitala s-a aflat sub cod galben de vijelii, rafalele depășind 50-60 de kilometri pe oră. Nu este însă singura zonă în care au avut loc astfel de incidente și mergem chiar acum la colega noastră, Ana Ciuvică. Ea are mai multe informații și este la fața locului. Bun găsit, Ana, te ascultăm! Bună seara, Sabrina, bun găsit tuturor. În urmă cu câteva minute a căzut acest copac din spatele meu peste autobuz. Din fericire, nu sunt victime asta, deoarece autoturismul era staționat în acel moment. Doar șoferul era într-adevăr la volan, însă nu a fost rănit. Așa cum vedeți, o parte din copac s-a prăbușit peste autobuz și peste linia de tramvai. Circulația este blocată în acest moment pe această arteră. A fost blocată pentru o perioadă de timp și circulația tramvaielor, însă a fost reluată după ce pompierii au curățat liniile de tramvai. În acest moment este așteptată o nacelă pentru a ridica arborele de pe autobuz, însă, așa cum ați spus și voi, nu este singurul incident de acest fel care s-a întâmplat în capitală în urma codului galben de vijelii. Pe șoseaua Ștefan cel Mare, în zona Dorobanții, au căzut obiecte metalice dintr-o schelă pe stradă și în zona Teatrului Odeon ar fi căzut bucăți de tablă de pe un acoperiș, așa. Dar până în acest moment nu știm să fi fost victime în urma vijeliei care a fost în capitală, însă vă ținem la curent. Îți mulțumim tare mult, înțelegem că un copac chiar a căzut peste o persoană în București. Până în acest moment nu este confirmată această informație. De îndată ce primim informații, noi ne vom întoarce la acest subiect. Până atunci...